Micile leziuni roșii care pot exista pe corpul nostru sunt cel mai adesea de două mari cauze. Unu, pot fi determinate genetic și sunt așa numitele angioame eruptive sau prin defecte de metabolizare atunci când avem un aport de hormoni. Cea de-a treia cauză sunt afecțiunile, în mod special afecțiunile hepatice, ce pot favoriza apariția acestor leziuni. Ceea ce trebuie să știm este că sunt niște leziuni benigne, fără niciun risc, sunt inestetice, se pot înmulți, se pot mări, iar dacă traumatizăm una dintre acestea, fiind vasculară, va sângera important și există riscul să ne speriem. Deci sunt benigne, se pot rezolva extrem de ușor utilizând un laser vascular, a cărui energie este absorbită de vascularizația acestor leziuni și ele se sclerozează, se transformă într-o culoare albastru, albastru-violacee și se vor elimina precum o crustă. Leziuni benigne simple, fără risc, ușor de rezolvat cu ajutorul laserului vascular.